Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod de Anthem Survival aici cu căsuța noastră, cu iubușor de nebunii. Da, ne-am să facem aici o căsuță, suntem fix aici lângă zona asta pentru că deja nu mai aveam loc, fraților, de iteme, nu mai aveam loc și avem o mare problemă, mare, mică, mare, habar n-am idee că nu prea am apă. Nu prea am apă, ia să vedem dacă am pe aici niște apă, n-am nici pe aici niște apă. Da, vezi, deci e cam nasol pentru că nu avem apiță și lumină, dar cu lumina se rezolvă pentru că avem un generator și pentru că avem generator putem să facem lumină în casă. Și adică facem... Da, dacă puteam să fac niște chestii care... Uite, astea. Cage light. Și astea sunt mai ok, zic eu, decât să facem altele. Doar că ne trebuie să facem de-astea foarte multe. Și-a, fac și aici să fie. Lamp. Bă, eu aș face lamp, dar... Gen, are vreo treabă sau... Și ne trebuie wire, care cum ne fac din asta? 2, 3. Băi, eu sunt curios acum dacă funcționează. Adică... Păi da, să le pot face. Sau aici. Da, uite-le aici. Și îmi dă... Una, Doamne ajută. Să zicem că o pun... Nu pot să o pun missing wall, dar să zicem că îl pun... Uite aici. On, off, dar unde e generatorul genul? Stai așa puțin. Că ne trebuie generatorul care... Habar n-am unde, dar știu că l-am luat. Știu 100.000 că am luat generator. Nu asta. Detonator. Cred că e mașină. Cred că e mașină 100.000. Ia să vedem. Aici nu, aici nu. Uite la aici. Bun, hai să vedem. Generatorul, bă, eu zic că dacă îl pun aici, aici la scări, ok. Că ia toată casa. Câți jonuri. Dar așa că mai ne trebuie ceva. Adică asta. Să punem benzină, e full 100%. Facem full, îi facem 25. Bă, uite că dacă îl țin... Chestia asta face lumină, știi? Și o pot să-i dau așa. Da, e ok. Deci eu zic să mai facem niște de-astea că nu avem ce să pierdem până la urmă. Doar că ne trebuie... Să facem foarte multe chestii, da, astea foarte multe. Craft all. Și din astea să facem și noi acolo. Da. Și ne mai trebuie metal. Ne mai trebuie metal, dar e bine că avem metal cât cuprinde aici. Adică nu ducem lipsă de metal. Dar ce am fost și am luat foarte mult metal. Simplu. Și rapid. Așa. Și să facem acum... De-astea. Unde din astea? Din astea. Și acum... Uite, aici... Câte putem? Putem. Câți jonurile ai? Am făcut încă 3. De-astea, normal că o să punem unul, uite, aici. Ca să fie bine, să nu fie rău. Sus aici cum stăm? Mai aici nu prea ia, dar uite, lasă că îl ia aici. Așa, câți jonurile, frumos. Și acum avem lumină în casă. Chit-chit întuneric. Ideea e că avem lumină, nu-i problemă. Și benzină să putească să facem rost. Da.
Hai să mai facem, că ne mai trebuie. Câte d-astea mai avem? Câte... Ok, hai să făm așa. Am făcut multe, hai să mergem să mai luăm niște metal. Iau pe tot ăsta de aici ca să fac de-alea. Așa. Câte am acum atâtea pun, nu... Nu stau în ele. Facem așa, dăm aici așa și uite-le aici. Nu știu câte am mai făcut, câteva am mai făcut, oricum n-am făcut foarte multe. Uite, aici ne mai trebuie neapărat o lumină. Așa. Afară neapărat aici, deasupra ușii. Așa. Acum, să vedem. Frumos, avem lumină și aici afară și în camera aici, deci dacă vrem putem să o stingem pe asta așa, frumos. Au, băieți, avem lumină. În sfârșit avem lumină, nu mai trăim sub pod. Doar că mai trebuie să facem noi niște uși, mă băieți. Da, stai așa, mă, să lumina prinsă din afară cum se vede. De afară se vede mișto, adică se vede că e iluminată casa. Dați și voi seama. M-aș duce să mai iau niște fuel de acolo. Să mai iau niște fuel, pentru că trebuie să facem pompă de aia de benzină. Habar n-am cum naiba zice, dar trebuie să facem. Entering safe zone. Pam, pam, pam. Da, no, uite. Terminăm și noi de aici. E bine că sunt tot încarcă ăla, adică n-avem probleme cu benzina. Neapărat că sunt două de alea acolo de benzină imediat, cu zonele. Da. Deci trebuie să ne facem și noi o fermă pe aici, pe undeva. Noi, hai să zicem că o ducem cum o ducem așa, da. Și trebuie să facem un pat. Sau să, ce putem să mai fac eu din bările astea? Putem să fac lampe de astea, dar nu... Uite, pump jack. Uite, trebuie planter de ăsta, trebuie să îmi fac. Claim flag, nu știu pentru ce m-ar ajuta. Dacă știți voi să ziceți în comentarii. Vreau să-mi fac un pat, frate, am nevoie să-mi fac un pat, am nevoie de 9 de-astea și 6 de-astea. Ce ne-ai pus ăsta? Trebuie să facem frigider. Bine, o să facem frigider, dar nu acum. Trebuie să facem locker. Facem un locker. Hai să facem un locker, să nu zicem că nu avem unde să ne punem astea de protecție. Dar ce-mi trebuie să fac locker? Știu, nu, aici, aici trebuie. Aici și trebuie să văd unde... Ba, nu aici. Oh, ce asta, volt, dor, nu. Ce e asta? Din ca să-ți faci mașină. Da, lel. Nu găsesc pentru ce altceva. Caut să fac niște dare, nu știu cum se făceau. Să nu mai am eu metal ca să fac. Dar nu mai am metal, dar stai că știu cum să fac metalul la loc. Craftol, uite așa. Craft. Trebuiau vreo 3 și după aceea din toate astea care mai facem așa și așa și acum facem așa un locker. Locker. Care asta l-aș pune aici sub scară. Așa. Și aici spunem lucruri importante, gen. Gen Eugen. Da, băieți, cam asta e episodul, am pus lumină în casă. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa.